Bun. Denisa, bună seara, Eduard, Scondax, Samir, Cătălin, Robert, Florenții, domnul N, Raul Creangă, Nociv, Marius, Abe, Sabin, Crai, Raul, Gabriela, Vancet, Ghiță, Dorudan, Alexandru Gabriel, Bagabontu, Carmen, Mihai, Monica, Alex, Novakovici, Fabian, No Name, Marius Marinescu, Alopt, Carlos, Cristian, Rolo, mamă, bună seara la toți, de când, vă spun bună seara la toți, Rolo, mamă, de când ai mai intrat, oh, de mai bine de 2 luni, Ecaterina, Culai, Adrian, Danco, Coteț, Crin, Sergiu, Mihai, Sorin, Mihai Giurcan, Gabriel Grozav, Mihai Ștefan, Florin Voicu, Nociv, te-am salutat, Marian Manolache, Lavinia, Florina Flor, Răzvan Iftimie, Excelsior, Svetkis, Popa Dina, Răzvan, Bogdan Marian, bună seara la toți, la absolut toți care sunteți, Cătălin, Carmen, Gabriela, Plamadă, Adrian Radu, Mariana Băluței, Robert Fabian, Antonio, bună seara la toți, la absolut toți. Parandărăt, salutare, Melan V, bună seara, Nociv, ți-am mai zis odată bună seara, Florenții Răzvan, vă salut, Aurel Spiridon, salutare, Haicu, da, Carmen, mă așteptați, aștept și eu să mai intre câțiva, dacă nu vă supărați pe mine, Mihai Giurcan, bună seara. Ok, Florina, o să-ți dau pe Messenger. Alexandru Cosmin, bună seara. Până atunci îmi termin și eu. Consuela, bună seara. Eduard Todorescu, bună seara și ție. Cosmin, Alex Buzdugan, bună seara. Ia uite, de ce te-ai supărat pe mine, Alex? Ali Alina, bună seara. Rolo, eu am vorbit de cazul Elodia când eram arestat, atunci, în perioada aia în care s-a întâmplat. Oamenii, lumea, după chat, își doresc să vorbesc și acum când sunt afară despre acest subiect. Acum trebuie să te superi. După ce discuta subiectul ochii de Nisa, Cătălin Marin, salutare, tati. Eduard Teodorescu, m-ai mai rugat-o cu promovarea. Dar nici pe mine la școală nu m-a promovat nimeni. A trebuit să învăț singur să mă promovez. Ok, Carmen. Băi, la noi e frig. E sala asta. Ionuț Aca, bună seara. Nociv, orice întrebare picantă, nu e o problemă. Daniel Măciucă, ia uite, și-a schimbat din Măciuceanu, și-a schimbat Măciucă. Salutare! Da. Nu m-am pregătit cu nimic de Crăciun. Gabriel Plama, mulțumesc mult de tot, Plamadă. Wow.
O să vină și vremea când fac vloguri, Robert. Adrian Bogdan, salutare! Hertz, Daniel, dacă știu filozofie, crede-mă că știu mai multă decât îți imaginezi tu. Eusebiu, bună seara! Din România, mi se pare fabulos cum a reușit să scape de cadavru. Da. Ia uita și scrie Daniel Măciucă, într-o zi o să ne întâlnim iarăși și nu va fi prea bine pentru tine. Băi, da mă dracu. Mă fac să râd, mă, ce ai, ai luat o raznă? Mulțumesc, vizirul. King, salutare! Băi, mă, ciuceanule, mă. Să mă scuze lumea după chat. Eu nu am aer, n-am arfe, n-am alea. Dar crede-mă că ești un jeg. Da, n-are rost să vorbesc de această măciucă. Rolo, în fiecare live pe care îl făcea el, vorbea ceampar în sus, ceampar în jos, vă uitați la ceampar, ce părere aveți de ceampar și așa mai departe. Și când i-am dat peste nas, a început să mă înjure de morți, de familie, de toate alea, pe toate site-urile de socializare. Și acum vine să mă amenințe un cine, un păduchios. Păi voi, măciucene, aduți aminte că ai venit cu, când ne-am întâlnit noi doi, aveai un, cum îi zice, un echipament de la alb, compleu, dar nu era alb, era gri și la gât era negru. Și erai plin de bube, de bubulițe, de dragi, ce dracu aveai pe tine, râie, scabie, vărsat de vânt, habar n-am ce aveai. Una la mână, a doua la mână te-a prostit chelnerița aia de pe un suc, ți-a luat 21 de lei. Stăteai la 2-3 metri de masă de mine. Nu ți-e rușine să mă ameninți pe mine, să-mi spui mie că... Aiurea, o filmezi pe măta în chiloți în casă, măta care ți-a dat viață și te-a crescut și s-a chinuit cu tine, o filmezi în chiloți. Bă, ești tot târfă penală, mă. Hai, pa! Aurel, salutare! Alexandru Gagiu, salutare! Mihalcea, bună seara! Mihai Giurcan... Nu știu, să vedem, Mihai. Da, eu să fii sănătos, așa e, da. Dragoș, salut, Gabriela, bună seara, Alexandra Eli, bună seara. Ce faceți, doamna Gabriela? Crazy Man, salutare, Marian 08, bună seara, bun. Haideți să vorbim, e părerea mea și numai a mea. Eu, cazul Elodia, l-am urmărit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Stați o secundă. Bun. Eu cazul lui Elodie l-am întâlnit, l-am urmărit din momentul în care s-a întâmplat această tragedie. Și uneori râdeam, alteori luam în serios. Dar ce m-a șocat prea tare
Adică m-a șocat, m-a, nu știu, m-a uimit așa, nu pot să spun că m-a șocat. Faptul că un om de poliție, Marian Marin, bună seara, înainte de a face ce a făcut, s-a interesat bine cum să-și ascundă probele. Gabriela Tudor, bună seara. Ionela, bună seara. Dar așa cum spuneam eu acum, Will Seul, bună seara, Andreea Ciortan, bună seara. Așa cum spuneam eu acum 2 seri, că nu există crimă perfectă. Mioara, bună seara. Anonimul, salutare, Răzvan, Giurgi, bună seara și vouă. Și acest domn își omoară soția. Vă aduceți aminte că el în casă a lăsat niște, nu știu, niște pete de sânge pe pereți, pe sub mașina de spălat. După care, la câteva zile, o dă dispărută, că a dispărut soția lui. Dar tot el spune că soția lui dispărea cu săptămânile de acasă. Alex Parker, Gabriela Cristofis, bună seara și vouă, Vasile Samuilă, bună seara. Deci tot el spune că uneori lipsea de acasă cu săptămânile. Și n-a mai dat o urmărire. Acum, după 3 zile, după ce face el ce face, o dă dispărută și cere poliției, deși el era polițist, să fie prompți în a o găsi o pe Elodia. Pe Elodia știți foarte bine că n-a găsit-o, au găsit urme de sânge prin casă, prin portbagaj. Cornel Sorin, te salută, tati. Vreau să vă spun la toți care sunteți aici și nu vreau să jigniți sau să înjurați. Cornel Sorin a fost cel mai bun prieten al meu la și am mâncat împreună, cred că un an și ceva, la Vânjuleț. Și de aceea îl respect și cred că mă respectă și mă iubește așa cum îl iubesc eu. Fin, salutare! Începe acea anchetă întortocheată, complicată, privind dispariția lui Elodia. La un moment dat, vreau să fac așa o paranteză. Știți că iese acea servitoare, iese în față și spune: Elodia nu putea să stea fără copilul ei. Gabriel Star, bună seara! Ionuț, deci vă mai spun încă o dată, cei care doriți cartea, moderatorii mei vă pun la dispoziție numărul de WhatsApp și veți primi cartea în urma unui mesaj pe WhatsApp că vă doriți cartea. ZTK, salutare și ție. De aici se nasc multe, multe întrebări. Cioacă spune că Rolo nu costă nimic cartea. Cioacă spune că soția lui a dispărut de 3 zile de acasă, deși el se contrazice și spunea că a mai dispărut și săptămâni și a apărut înapoi. Iese servitoarea în față și spune că Elodia nu și-ar fi lăsat niciodată copilul singur, pentru că îl iubește foarte, foarte mult și nu l-ar fi lăsat singur.
Din oră în oră o suna și o întreba ce face copilul, ce face copilul. De aici, bine și spus, și suspiciunea că Elodia nu a dispărut, nu a fugit de acasă, ci doar s-a întâmplat ceva neplăcut cu ea. Bun, îi găsește lui domnul Cioacă, vă aduceți aminte, fel și fel de pete de sânge prin casă, prin mașină, dar nu găsește traseul până la capăt, unde s-a dus el. Aici intervine presa. Vă aduceți aminte și susțin și acum lucrul ăsta. Eu, într-un interviu dat Mirele Ceanu, am spus clar, în momentul în care presa intervine, pe criminal îl pui în gardă cu un pas în față și el știe ce să facă în următorul pas. Și în momentul în care presa venea cu fel și fel de indicii, pe fel și fel de informații care cu dezinformații mai bine zis, el căuta să-i ducă pe gaburi, polițiști, pe procurori, în fel și fel de locuri în care nici măcar nu avea treabă cu corpul Elodiei, că nu mai vorbim de locul crimei. Locul crimei e în casă. Polițiștii au găsit prin păduri, pe la Brașov, pe unde au mai găsit haine de ale lui de poliție pline cu sânge, obiecte de ale Elodiei și haine de ale Elodiei pline cu sânge, dar erau, cum să spun eu, erau puse într-un loc în care să-i deruteze pe acești anchetați, pe cei care se ocupau de caz. Pentru că știi cum e? Dacă știu că tu o iei la vale și ajungi să mă descoperi, eu mă duc la deal și îți pun acolo niște probe, ceva care să te facă să crezi că eu am luat în partea aia. Și scăpăm de... Nu mai mergi la deal, la vale, pardon. L-au anchetat fel și fel de anchetatori, procurori, a ajuns și prin televiziune. A văzut că era, râsul ăla lui era, cum să spun eu, sinistru și degajat. Deci el știa foarte bine în capul lui că Elodia nu poate să o mai găsească nimeni, absolut nimeni. Atât de bine o ascunsese sau pitise sau mai știu eu ce, că nimeni, absolut nimeni nu putea să dea de ea. Și a văzut că el râdea și vorbea foarte degajat. Eu am uitat să spun ceva, îmi cer iertare în numele familiei lui Elodiei și copilului ei și Dumnezeu să o odihnească pe Elodia. Și au început, nu știu, să caute și până WC-uri pe la părinții lui și până păduri și până ape și până dealuri și până băi, deșișuri, pe unde n-au mai căutat. Și n-au găsit-o. Eu am rămas așa, nu știu, puțin șocat și scârbit că s-a început pe la anumite televiziuni cu fel și fel de oameni paranormali, paranoia, nebuni, nesănătoși, bătuți în cap, că o găsește ei pe Elodia, că știe ei unde e Elodia, că au văzut, aoleo, că nu mai poate, își puneau fel și fel de prostii pe cap, că îi vede în întuneric, că îi vede... Mă lua durerea de cap când vedeam așa ceva. Prostie mai mare ca la acești oameni n-am văzut. Mai venise și nei ca nimeni de până America, că ea
a rezolvat multe cazuri sau el și că dă de ea și mai știu ce. Dar uite că nici până în ziua de azi Elodia nu a fost jignită. Și nici nu cred că va fi găsită vreodată. Pentru că să vă spun de ce. Categoric legal, după 5 ani, se declară decesul unei persoane care nu a fost găsită, dar există probe sau indicii că ea a fost omorâtă. Persoana respectivă care a conviețuit cu ea, ca și în cazul lui Cioacă, este arestată și condamnată. Cioaca, na, fiind polițist, poate că l-a condamnat mult sau puțin sau mai știu ce, nu mai contează cum. Își păsește pedeapsa, mai are puțin și iese afară. Vă dați seama, drive track, bună seara. Și bună seara și Alin Lăutaru, bună seara și ție, fost, bună seara. Vă dați seama că dacă el s-ar elibera, Doamne, la anul îmi pun dinții că nu mai pot să vorbesc. Marius Nemes, salutare, Refeș, salutare. Deci vă dați seama că dacă el s-ar elibera și din mustrări de conștiință, din, nu știu, din păreri de rău, bine, e unul și același, dar am în sfârșit, din, nu știu, din influențe pozitive sau negative, să spună adevărul la ce s-a întâmplat atunci, nu-l văd bine. Nu pot să-l spun mai mult, doar că nu-l văd bine. Faraonul, Angel, Narcis, Vise de Pește, bună seara, Mihai Liviu, bună seara, John Budiga, bună seara și ție. Deci eu nu-l văd bine pe acest om, pentru că legea îți permite anumite lucruri. Young Dolph, eu am spus că el o să facă o greșeală. Încă nu a făcut acea greșeală. Nociv, te țin minte, stai tu liniștit. Ciprian Andrei, salutare. Refes, mă simt bine. No name, like, share, subscribe. Mulțumesc mult, no name. Luca Topală, bună seara. Sebastian Mocanu, bună seara. Hai să mă dau mai în spate puțin. Lăsați totul în mâna lui Dumnezeu. Niciun secret nu va rămâne ascuns. Așa este Grațiela Pop. Bună seara, Mihai. Bună seara și ție. Credeți că cel care a ucis poate trăi fără nu poate trăi fără remușcări. Niciodată. Mai devreme sau mai târziu, ca să se împace cu el în primul rând. Și nu. Să se împace cu Dumnezeu și după aia cu el, trebuie să-și destăinuie toate păcatele și ce s-a întâmplat. Sunt persoana 207, Andy, bună seara, Teo Denis Iulian, salutare, Liliana Moderatu, bună seara, Gabriel Mocanu, bună seara. Silviu Gabriel, ok, o seară bună. Melan Venare, cine să omoare pe nimeni după ce iese, stai liniștit. Alexandru Buruiană, salutare. Robert Păun, salut. Vrei o promovare nociv? Tu n-auzi că nimeni nu mi-a făcut promovare, mi-am făcut-o singur. Bună seara, ești criminal? Ești criminal de frumos în seara asta? Doamne, doamne, terminați cu forma. Crezi că poate duce un secret în mormânt? Stai liniștit, Dumnezeu știe ce face, doar noi trebuie să credem și să așteptăm. Grațiela, mi-e greu să cred că va duce un secret cu el în mormânt. Cunosc câteva persoane care pe Sorin 20, bună seara, care pe patul de moarte, cum se spune în ghilimele, și-au spus și ultimele păcate sau secrete ca să poată muri liniștiți. Asta au făcut-o mulți.
Negru să cred că acest secret îl va duce mormânt cu el. Problema e că el va ieși de acolo. Ok. El pune comisia liber sau își face pedeapsa termen, nu mai contează. Problema lui va fi copilul. Că acest copil care a crescut fără mamă și fără tată va veni cu un set de întrebări foarte, foarte dure asupra lui. Și cea mai dură, și mie mi s-a părut întotdeauna cea mai dură întrebare, că când mulți mă întreabă ce a avut cu ea de a-i omorât, și pentru el la fel va fi, ce ai avut cu mama de a-i omorât-o? Asta e cea mai grea întrebare pe care nimeni, dar absolut nimeni care comite acest gen de fapte, bine, eu nu vă cer nimănui să faceți așa ceva, Doamne ferește, stați afară, eu nu doresc la dușman de dușmanii mei să ajungă la pușcărie. Dar când vii cu o asemenea întrebare, nu-i găsești răspuns. Și dacă îi găsești răspuns, trebuie să dai explicații. Și explicația nu o dai pocnind din degete. Dar eu cred că nu există explicație în momentul în care e viața unui om. Mă refer și la mine. Chiar dacă am greșit și am fost copil și nu mi-am dat seama sau mai știu ce, astea nu mă absolvă de absolut nicio vină. Așa cum nici pe el, nu, sau pe altul, sau pe celălalt, sau mai știu eu care sunt, nu-i absolvă de nicio vină, nicio explicație. Aul, popa din nou, cine stătea să o zidească ca Ana lui Manole, pe bune? Andres, salut, Mirela, bună seara. Cum a fost ultima seară în pușcărie? Stresantă. Ne zici care este greșeala despre care vorbeați la acel interviu, greșeala pe care Cioacă o va face mai devreme sau mai târziu. Bă, tati, nu pot să vi-o zic. Eu mă știu pe mine, când am greșit, am ajuns, am plătit și așa mai devreme, și așa mai departe. Greșeala lui va fi conștiința. Atât pot să spun. Oameni care a fost motivul crimei. Carmen, motivul crimei, gelozia. Pentru că îți dai seama, se săturase omul, el avea un statut, avea nu știu, un orgoliu în fața colegilor și poate că se auzise că uite ce face soția ta și na. Valentina, salutare. Clucer, bună seara. Anonim, a spus adineauri. Marius, te urmăresc de foarte mult timp, ținut tot așa și nu bagă în seamă toți inculții. Păi, dar nu-i bagă în geam. Bodiga a fost criminal ultima noapte înainte de liba. Toți mă luați că a fost criminal, criminalul filmarea, criminalul mâncarea, criminalul mersul pe stradă, criminalul bicicleta, criminalul aia, criminalul aia, aiurea. A pus sub urmărire non-stop pentru ca de obicei criminalii vizitează locurile unde și-au îngropat victimele. Wilson, nu știu, te-aș contrazice așa. Categoric va fi urmărit, da. Știți cum e? Poate că aici va face el greșeala. Te salut, Marius, Cosmin și eu te salut, respect și dacă duce secretul mormânt, nu scapă nimeni după lumea asta. Păi, cu secretul mormânt nu poate să plece absolut nimeni de pe pământ până nu-și plătește toate păcatele. În cazul în care o găsește pe Elodia, mai primește cioacă pedeapsă? Da, cotez, da. Gabriel Eduard, salutare. Florin Preda se zice că cel care a ucis și el va fi ucis la rândul lui, așa este. Așa este și mâine pe mâine apare un naș și pentru mine și aia este, care e problema? Ioana Manuela, Marius, bună seara. Întotdeauna a fost un băiat frumos, să-l vezi când o să-și rezolve dantura, belea va fi. Da, mulțumesc mult, Manuela. Înseamnă că erau probleme între ei dacă pleca așa des. Păi ea era avocată,
Tocmai el a spus că se lipsea cu săptămânile de acasă și nu își făcea probleme că știa că bine înapoi. Și acum tamne sam în 3 zile, 5 zile, pardon, o dai dispărută pe bune. Deci îți lipsește o viață întreagă de acasă, nu spui nimic și în 5 zile în care îți faci tu treaba sau mai știu ce drag, ce a făcut el acolo și a, categoric că a omorât-o, o dai dispărută pe bune, păi nu bate la ochi. Narcis Stăban, ce faci pentru moderator? Păi, nu trebuie să faci nimic, doar că trebuie să prinde o încredere. Rius, seara bună și ție. Gabriel Mucanu nu m-a întrebat de lucrul ăsta, că nu am cum să vorbesc. Cătălin Gadman, Elodia nu este moartă. Păi, dacă nu e moartă, înseamnă că știi tu unde e. Mihaela, mulțumesc mult de asemenea și ție, Dumnezeu să te binecuvânteze și pe toți. Silviu Gabriel, am curaj să fac pariu că va spune la un moment dat. Andrei Gabriel, bună seara. Darius, bună seara. Andrei Cristian, hai să spun ceva. Părerea mea este, da, categorică, poate el a vrut să-i dea o lecție, să o bată și involuntar a omorât-o. Dar ce s-a întâmplat după este premeditat. Ai înțeles? Andrei Cristian. Poate a dizolvat aia, în narcise, poate nu. Dizolvi orice, dar oasele nu. Va ieși, dar nu va mai fi nimic înainte. Trecutul și viitorul sunt în mâna lui Dumnezeu. Tu speră. Așa e, Grațiela. Nu există crimă perfectă cu anchetatori incompetenți. Carmen, eu îți spun că da, nu există crimă perfectă. Ai zis bine. Și atât. Da, conștiința bântuie omul în toată viața. Cristian Cioacă, uite, mai intrat Cristian Cioacă, băi. N-a omorât-o el pe Elodia, e nevinovat. Da, păi dacă ești nevinovat, ia-și niște ghete roșii în picioare, că nevinovații poartă ghete roșii în picioare. Crezi că un polițist e capabil să facă crimă, George Sandu? George Sandu, mi-aduc aminte că au existat și polițiști care au furat, au făcut evaziuni, au tâlhărit, au făcut fapte cu conotații sexuale, bătându-i joc de copii. Ai înțeles? Am avut și la pușcărie polițist cu crimă, care, uite, acum, în momentul ăsta, e la pușcărie și e condamnat pe viață. Și a fost polițist. Da, Pălacu Vidraru, da, și-a mutat corpul. Carmen Mihoc, bună seara. Andrei Gabriel, bună seara. Betty, bună seara. Da, păi nu, n-ai ce să-ți fac dacă ești gelos. Lasă-te la mâna ta. Lucian Daniel se transformă în Elodia. Nu e o problemă, faraonul, nu mă deranjează pe mine. Sunt alții care mă jignesc, mă înjură. Nu, nu mă deranjează, tati. Puteți să faceți orice fel de glumă. Dacă vreau, o citesc. Dacă nu, nu. Da, intrați o pe live. Marcel Chiu, bună seara. Poate așa. Like, share și subscribe, vă roagă Gabriela, criminali în serie din America, mai ales, vom vorbi și de aia no name. Robi, uite, să știi că ai venit cu cu ceva în plus. Vă aduceți aminte că și atunci a spus că Cioacă n-ar fi putut să facă lucrul ăsta singur. Bine, în casă a făcut ce a făcut, dar s-o transporte, s-o ducă, s-o ascundă și sau ce a făcut el. Așa este, eu nu cred că el a făcut singură fapta aia. Nu cred. Așa e, Gabriel Tristea, fiind Gabor, faceți aminte că s-a interesat și la alți anchetatori criminaliști, cum decurge o anchetă de crimă și ca să se asigure că nu lasă nimic. Popa Selică, salutare! Dar are și pământ de flori. Ștefan, unde e Elodia? A, păi spun eu că eu am găsit-o. Deci credeți-mă că am găsit-o, Ștefane. Era în pădure sub Bocrea că îi făcea muie lui Cioacă. Știe undeva unde e?
Am un secret și mă duc cu el în momentul. Eu mă îndoiesc, Cătăline, că voi face așa. Criminalii vin la fapte după ce au comis cel trăit peste câteva zile, dar nu cred că revine acum după atâția ani. N-ar face el greșeala aia. Robert Busuioc, salutare cu femeia aia care vorbeai, care mai treaba, Gabriel Mocanu, care femeie. Vă rugăm, dacă vă place contentul, să dați like. Ai spus pe live din pușcărie că aia parte, da, nu e treaba ta, Silviu Gabriel. Eric, salutare! Stați o secundă. Stați o secundă, că e fratele meu. Hadad, bună seara! Multă sănătate și ne auzim cu bine, de asemenea și ție, Hadad. Îmi cer scuze. Andres Brândușa, Ice Boy, bună seara! Carmen, sunt multe variante, dar vă dați seama, sunt chestii pe care eu nu pot să le vorbesc aici. Ce variante ar avea el să facă lucrul ăsta? Ce-ar fi șmecher? Ah, am înțeles, cu amantul. Știi, cele șapte păcate capitale, stau și mă gândesc și cred că toate crimele pornesc la unul din cele șapte. Care păcat a fost cauza celor șase crime ale tale? Hadad, vă rog frumos să-i dați bloc lui Hadad. Mă sună unul. Nu, lasă, ia-ți bloc că văd că faci spam. Lași unul intitul, lași unul intitul, e urât. Nicol, să nu știi ceva de ștampilă? De ce a spus data trecută că e? Panorama explica... Explică-te, rog. El se laudă că e boss, dar știu că era mincinos. Băi, tate, tu ai dreptate, n-are rost să explic de șampilă. L-am cunoscut personal. Ianis, bună seara! Elodia Ghinescu, ia uite, bună seara, nu am murit, sunt nevătămată. Bravo ție, Elodia! Să fii sănătoasă, vino să facem Crăciun împreună. Moti, salutare! Vlad Mircea, abez, mulțumesc mult pentru donație. Bun, Cristian Irimia, salutare și ție. L-am cunoscut personal pe Cioacă, l-a adus la Giurgiu. M-a scos comandantul la el și m-a rugat frumos că nu are un să-l bage. Era pe PPD încă nu-l băgase pe secție. Doamne, Sebi, Sebi, ce-mi faci tu mie? Stați o secundă, vă rog eu. Îmi cer scuze. Mi-a dat anița contului și văd că el zice că e Nelu. Mi-a dat anița contului și văd că el zice că e Nelu. Și m-a chemat comandantul la el și mi-a spus ce am pare, uite, se aude pe live. Dar știu că se aude pe live, știu. Nu e o problemă.
Radu Specioacă, n-am un să-l bag. Te rog frumos, ia o zi, două la tine în cameră, că na, Cristian Coacă, bună seara. Și vedem după aia unde îi găsesc camera. Și zic ok. La notă în cameră. Acum nu știu dacă făcea intenționat, dar la cât de deștept și incul și cizelat și curat și igienic se dădea el, la pușcărie foarte, foarte jegos. Dormea îmbrăcat, nu se spăla, nu se descălța, îmbrăcat cu totul mă refer. Și asta pot să o spună mulți. Vlad, dacă te duci înainte la Pârna Lache, poate că o să vin și eu peste 2000 de ani. Hai, eu zic să termin cu astea. Elena Bomani, bună seara. Deci, foarte, foarte jegos, scuipap în cameră, pe jos, stăteai la masă, începea să se bășească. Am tăcut din gură, n-am zis nimic, că na. Lasă, să vedem până unde merge. L-am lăsat în seara aia, s-a băgat la somn, plăschea în somn, se făcea că sfore, își sufla nasul în pat, doamne, urât, un jegu foarte, foarte jegos și, nu știu, irascibil, așa, te săcăia pe creier. L-am lăsat, n-am zis nimica. A doua zi când a venit apelul, am lăsat să treacă apelul și am zis, băi, cumetre, oi fi cine oi fi tu, dar nu mă sperii de tine, niciodată în viața mea. Îți faci bagajul, bine, n-avea mult bagaj, și bați în ușă și te muți. Păi de ce-am făcut? Hai, bați în ușă și te muți, că ești prea jegos și prea, 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 prea scârbos. Deci mută-te, că dacă mai stai mult în cameră, s-ar putea să zbor pe vizită. Bine, domne, și-a făcut repede ce avea o bocceluță ce își luase de la colibaș, că el venise la apel, nu știu ce treabă avea pe la apel. A bătut repede, nu? Și a venit Gabori, nici măcar nu ieșise apelul. Și mi-a zis, ce s-a întâmplat? Domne, te rog frumos să mă muți, că uite, mă amenință ăsta, o dă că mă bate, că mă fac, pudă se împrăduială. Și m-a întrebat Gabor, ce s-a întâmplat? Da, eu îl bat. Deci dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat. Că e nesimțit, e jegos, se duce la WC-ul, la WC-ul, dă pe lângă WC-ul și așa mai departe, să bese când mănâncă oamenii și așa. Ce vrei să spui? Hai, ia-l! Era undeva la camera 26 pe a doua, ce? În camera aia băgase geamurile și pentru că venea vara și scoate un rând de geamuri, poți să le scoți și pe ambele, și au fost nevoiți să scoată toate geamurile din acea cameră să-l bage pe el. Sincer vă spun, dacă striga cineva la el de afară, de la curtea de aer, cioacă, bă, cioacă, bă, îl lua la mișto sau mai știu eu ceva, bătea imediat în ușă să vină garda, să vină mascații, că le ia lumea la mișto. Un prăduitor. Eu spun oricând, și dacă se liberează, dacă vreți, și atunci eu spun, nu e o problemă. Eu v-am spus, mie mi-e frică doar de Dumnezeu. Ăsta era cioaca la pușcărie. Aoleu. Opa, domnul Cioacă, da. Da, el a părna aerip. Na, n-are mă, no name, hai să vă spun ceva, dacă vine cineva să-mi spună mie că pușcăria l-a afectat psihic sau că l-a dărâmat, aia e o prostie, mă, credeți-mă. Uitați-vă la mine. Deci nu vreau să mă lau sau să credeți că vreau să mă dau mare sau mai știu eu ce. Pușcăria nu te afectează cu nimic. Credeți-mă pe mine. N-ai cum să te dărâme psihic pușcăria niciodată. Ah, că vrei tu să te dărâmi, e problema ta. Dar pușcăria nu te dărâmă niciodată psihic. Înțelegi? Beni Glăvan, am fost la Vânjuleț, de acolo m-am eliberat.
Oricine vine, poate că sunt mulți dintre voi care pot să confirme lucrul ăsta. La pușcărie te distrugi pentru că vrei tu să te distrugi. Pentru că îți dorești tu să te nenorocești. Dar dacă îți dorești un lucru bun, să nu iei lucrurile rele în seamă, să nu te cerți cu unul, cu altul și așa mai departe, să te conservezi psihic, fizic, cum vrei tu, ești om de acolo. Ai înțeles? Ești om. Deci dacă vine cineva la mine să-mi spună că l-a dărâmat pușcăria psihic, îi dau cu ceva în cap. Nu există așa ceva. Eu cred că sunt un exemplu viu în care la mulți vă demonstrez că dacă îți dorești să te schimbi cu adevărat, o poți face. Chiar dacă pușcăria vrea să te distrugă, cum erau timpurile dinainte, să te distrugă psihic și reziști, ești cu capul sus. Valentina nu a fost găsit cadavru. Da, am mai întâlnit oameni cunoscuți la pușcărie. Carmen, Alexandru Onișor, te salut. Vlad Mircea, nu l-am întâlnit. Cristian Cioacă, păi, tu nu te bești, tu vomiți pe gură. Alexandru Onișor, da, sunt bine. Da, așa e. Alea sunt indicii că femeia aia s-a întâmplat ceva cu ea, no name. Ai înțeles? Albert, vreau salutare. Da, pușcăria m-a schimbat pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Cioacă, vezi de detenția ta, că eu nu te-am jignit, mai cunoaștem și noi legile, ai auzit ce spune Manuela. Păi Vlad poate să execute și termen. Suple păcătos, salutare! Da, 2 secunde, da, așa e, no name. Așa e. Cristian Cioacă, ce fac de Revelion? Vin la tine cu pachet. Vlad Mircea, sunt dovediți indirecte și după 5 ani, dacă s-a declarat decesul, e crimă. Will Saul, nu cred că ai vorbit așa urălui Cioacă, pentru că dacă vrei să te liberezi, nu cauți conflicte aiurea, mai ales cu un fost Gabor care putea să aibă pile pe acolo și să-ți facă viața grea fără supărare. Băi, Will Saul, cred că nu mă cunoști. Pentru mine nu conta că e Gabor și a venit la pușcărie sau că a fost procuror sau judecător sau avocat. Crede-mă. Când ajungi la pușcărie, ești deținut. Adrian Petre, salutare. Și întrebați-l pe el când se eliberează. Ionuț Leonte, salut. CLS, bună seara, dacă primăm pachete de la doamne, nu. Andrei Cristian, dacă cunoșteai legea, te mai credeam, dar eu vă mai spun o dată. După 5 ani se declară decesul acelei persoane și poate fi condamnat după pentru omor. Păi Carmen, indiciile care le-a lăsat el. El a crezut că le lasă greșit, prin locuri greșite, dar erau indicii care, de fapt, pe el îl acuzau, dar el nu-și dădea seama. Da, suflet păcătos, sunt bine.
Vladivostok de gelozie, de nebunia din capul lui. Rudi Pufan, bună seara. Păi, întreabă-i pe ei. Adrian Ioniță, nu știu dacă el a ajuns la curățenie, că n-am stat cu el la Colibaș, că el acolo și-a făcut toată pușcăria. Ciuta, Croxana, nu știu, n-am văzut să spamezi, dar eu zic să nu faci lucrul ăsta. Ah. Ce mai face Nașa? Mariana Petreanu, bună seara, ce să facă? E bine. Suflet păcătos, eu nu am spus că nu vorbesc lucrurile astea picante, eu am spus că nu vorbesc de deținuți de la pușcărie, cum ar fi, îl cunoști pe ăla, îl cunoști pe ăla, îl cunoști pe ăla, că dacă spui că îl cunoști, întreabă lumea cum era, ce era și așa mai departe. Nu mă interesează, ai înțeles? Bun. Eu trebuie să vă las că bine somn, e foarte somn. De la 5 dimineața sunt treaz și nu mai pot. Categoric n-are locul șmecher în cameră. Cioacă, din câte am înțeles, pe Coliba și a făcut camera lui de fraier, de sclav, de nebuni și na. Consuela, mulțumesc, vă mulțumesc la toți. Deci nu mai pot, sincer, sunt foarte obosit. Am muncit mult azi. Și da, Denisa, te aștept cu drag cu întrebările. Și vă spun ca de obicei să fiți iubiți de cei toți dragi vouă. Să fiți cu minți și cu minte, normal că am pisicuțele, mulțumesc. Să găsesc eu unul pe aici. Da, nu îl găsesc. Așa și ne vedem și mâine seară. Da? Noapte bună tuturor.